prima dată, dragilor, liniște în India, dacă o vine să credeți, și pentru mine e real. Dar o să înțelegeți imediat de ce se întâmplă asta. Bună dimineața, este ora... Hai! Este ora, stați că vă zic imediat cât, 6.02, doar ce răsare soarele. Și ne îndreptăm către Taj Mahal. Nu mi-am luat biletul online, tocmai să vedeți și voi procesul. Sper să fie ok să nu stăm la coadă și sper să nu fie aglomerat. Asta e și motivul pentru care merg la ora 6 dimineața. Acum trec foarte mult în care cred că vin de la ceva ritual sau la ceva că-ți disculți și vopsiți. Cam gata cu sonorul, că trece o doamnă cu scuterul gen și a zis că hai să claxonăm într-un. După cum am spus și în vlogul trecut, pentru indieni este 50 de rupii, pentru străini 1300 cu mausoleu, 1100 fără mausoleu și pentru cei din zona asta, SARC, 740.000 și așa, whatever, respectiv. Eu am optat pentru... What? Bun, și deci, așa arată zona asta de tichete și acum o să mergem să ne luăm, din ce am înțeles, cover shoes de acolo, ceva de acoperit încălțările de la chestia aia albă și pe la intrare. Cam așa arată biletul de intrare, l-am șifonat deja, nu știu dacă ăsta e biletul sau ăsta, în fine. Vedem. Și aici este intrarea, lucrurile cu care nu ai voie, trepied, mâncare, jucării, nu știu ce, ceva ce nu avem voie cu noi. Nu pare să fie nimic. Touch here? No, it's open. What? Așa, și aici partea de securitate, din ce văd. Hai să vedem. Bun, și am reușit să trec, din păcate, n-am reușit să trec cu trepied, microfon, bateria externă pentru și cu trepied de la GoPro. Mi-am scos tot, a fost un control mai sever, să zicem, decât la aeroport, nu înțeleg ce puteam să fac cu ele aici, dar asta e, sper că e ok, sper că mă auziți cu microfonul standard de la cameră. Și să vă arăt cum arată intrarea, se intră pe poarta aceea, unde teoretic se fac coloane imense, dacă vii în altă perioada zilei, să zicem. Dar acum e foarte liniște. Și dragilor, bine ați venit la, nu știu dacă se vede acolo în spate, undeva, fine, bine ați venit la Taj Mahal, una din cele 7 minuni ale lumii. Și cum ar spune mulți, cea mai mare dovadă de iubire, cum aș spune eu, sexopusul, da, aia e. Și probabil cea mai cunoscută atracție turistică, adică vorbesc așa ca să-l vedeți acolo cu pola în spate, cea mai mare atracție turistică din India, cu peste 7-8 milioane de vizitatori anual. Vreau să vă spun că nu pare din India și nu te simți ca în India, e foarte ok aici și liniște, finally. Și o chestie interesantă de care chiar trebuie să țineți cont, mai ales că, după cum ați văzut în vlogurile mele, eu chiar am o problemă cu asta. Maimuțele. Foarte multe chestii pe care trebuie să le respectați. Majoritatea sunt aceleași ca la orice interacțiune cu maimuțele. Nu vă uitați în ok, încercați să nu le faceți poze și lucruri de genul. Da, ce greu. Și cum probabil ați văzut pe drumul de la cazare până aici, în afară de doamna cu scuterul care a trecut, nu tuk-tukuri, nu autobuze, nu mașini, nu alte claxoane, pentru că, după cum știți, foarte multă poluare în India și autoritățile, sau mă rog, nu știu dacă autoritățile, da, autoritățile interzic, să se circule, interzice să circule cu vehicule în jurul Taj Mahalului, mai aproape de 500 de metri. Doamne, ce clădire! Cele patru turnuri, ăsta și ăla, care se mai numesc, dacă nu mă înșel, și minarete,
mă rog, n-are relevanță oricum. Deci cele patru turnuri pe care le tocmai vi le-am arătat sunt construite, dar deși nu pare, nu știu, bine, mă gândesc că sunt foarte puține grade, sunt puțin construite în exterior ca unghi, ca în cazul unui cutremur sau vreunui alte calamități să nu cadă, să spun și cum să arăt, deci ăsta, să nu cadă pe mausoleu așa, invers, înțelegeți voi. Da, foarte interesant. E ceva similar, probabil, cum ați văzut la turnul de Bisa, dar mă rog, acolo e altă poveste legată de lutul care s-a folosit la fundație. Mă rog, acum să intru în detalii și acolo, că o să ajungem și acolo. Eu am fost, dar vorbeam și era să mă duc. Oh, băți, ochi, chestia asta e formidabilă. Și astea cred că sunt cele mai friendly veverițe pe care le-am văzut în viața mea. Uitați-vă și voi cum alergă, bă, deci tu știi s-au apropiat aproape să orice pe picioare. E incredibil. Uitați-vă și voi. Ce vă, mă? Gata, că n-am ce să-ți dau. Da. Uitați-vă și voi. Doamne, n-am văzut veverițe să stea. Bă, dar nu știu ce. Bă, ori am o problemă, ori de... Și astea par dubioase că s-a apropiat așa prea mult. Bun. Hai să mai continuăm câteva chestii interesante despre chestia asta, că e, bă, e fascinantă și e mișto. E interesant toată povestea din spate. După cum văd eu, sunt niște porți de intrare și prin lateral, pe acolo și pe acolo. Eu am intrat pe poarta din mijloc, pe asta. Deci, cred că accesul se poate și prin lateral, oricum mergem acum să vedem dacă e ceva interesant de văzut acolo. Aparent, văd că apa în fântânile astea e oprită. Și foarte bine că e oprită, că, din ce am înțeles, dacă e apă în astea, vin foarte multe maimuțe de aici, să facă baie, să recurească fiind foarte cald acum. Cred că a fost o decizie înțeleaptă să le oprească. Nu știu de cât timp e oprită, dar pare secată de ceva timp. Bănuiesc că ați văzut că sunt foarte multe chestii scrise. Din ce am înțeles, sunt din Coran. Fraze din Coran. Propoziții din Coran. Din Coran. Băi, și pentru chestia asta pe care o vedeți aici în spate, care este construită din marmură albă, toată. Deci dacă se vede toată din marmură albă. Mai sunt aproximativ 28 de feluri de pietre prețioase și semi-prețioase folosite ca decor, care provin din toată Asia. Și cei mai mari arhitecți și designeri, sau cum se numeau la vremea aia, constructori și whatever, artiști, de fapt se numeau, nu designeri, artiști, așa erau, au contribuit la facerea și proiectarea și ridicarea acestei minunății. Din Persia și toate celelalte împrejurimi. Pe oriunde mergi, îți vine să pui chestia asta în spate ca să fie ceva mișto în cadru. Dacă tot vorbeam de construcție și de artiști, au lucrat peste 20.000 de oameni la construcția asta și peste 1.000 de elefanți au fost folosiți, ca să nu zic exploatați, folosiți ca să care materialele astea care au fost aduse aici în marmură, pietre și tot felul de materiale, și construcția a durat 22 de ani. Băi, de frumusețe, greu de explicat, nu știu, nu arata ceva ce vezi. Deci am văzut foarte multe chestii, dar nu știu, parcă ăsta e... Are ceva lui așa, nu știu. Spuneam mai devreme de câte resurse a necesitat acest mausoleu și din ce am înțeles, valoarea estimată la vremea respectivă, sau de fapt costul estimat pentru ridicarea lui, a fost evaluată la $1 miliard. Gândiți-vă asta în secolul 17, cât înseamnă. E
nu știu să fac raportul la inflația de peste 300 și ceva de ani, dar eu o... Vă ziceam și de marmura asta. Marmura asta albă, întâmplător a fost folosită marmură, pentru că în India, cel puțin în zona Rajasthan, se spune că, spoiler by the way, nu vă zic, dar v-am zis că următoarea regiune va fi Rajasthan, în care mergem după asta, după Agra, se spune că a venit de acolo și se spune că ar fi cea mai de calitate marmură, nu știu dacă din lume, dar din Asia, sigur. Să-mi iau ochii, bă, de la ea. Cum mă filmez pe mine, că merg și vorbesc ceva, trebuie să iasă în spate, nu pot să altfel, nu știu, e tare rău de tot. Of! Vă spuneam de artiști implicați în construcția asta, că au venit din diverse regiuni ale Asiei și... Văd un amuță care se masturbează acum, dar hai să trecem peste. Vreau să vă zic că împăratul a vrut să se asigure de faptul că artiștii și inginerii și arhitecții care au contribuit la construcție nu or să poată replica frumusețea asta, cum se zice, sau mă rog, minunăția asta de clădire. Așa că unii, legenda de fapt spune că au fost uciși sau le-au fost aplicate diverse măsuri, nu știu, amputare sau ochi scoși sau diverse chestii astfel încât să nu mai poate să mai reproducă ceva similar. Istoricii însă spun că s-ar fi semnat niște contracte de confidențialitate, cum zicem noi în zilele noastre. Dar acum puteți să vă dați și voi drumul un pic la imaginație, să vă gândiți, bă, totuși s-au construit în 1600 și ceva, deci era secolul 17. Deci, ce fel de contracte se putea semna în secolul 17? Sincer, cu atâția oameni și atâția ingineri și atâția arhitecți și atâția artiști și atâția... Nu știu. Mie nu-mi vine a crede că s-a întâmplat asta, așa că eu cred că a fost și altă variantă. Nașpa, dar tind să cred că aia era. Construcția Taj Mahal, după cum puteți să vedeți, e pe marginea unui râu. Râul ăsta poartă denumirea de râul Yamuna. Și pe partea cealaltă, împăratul ar fi vrut să mai construiască un mausoleu negru, dar n-a mai apucat pentru că între timp a fost închis de fiul său în fortăreața Agra, unde, din păcate, nici nu a reușit. De fapt, de acolo a reușit doar să vadă la bun sfârșit clădirea, doar de la geamul celulei. Deci, împăratul nu a putut să-l vadă atât de aproape ca noi. Poate vă întrebați de ce a fost închis de fiul lui. Păi... când tu iei pe câmpii și bași bani în chestii de genul, cineva, cumva, trebuie să te oprească și... Da, cam asta a făcut... Cam asta a făcut, mai ales când a aflat și de planul cu cel de-al doilea mausoleu negru de pe partea cealaltă. Too much, bro. Too much. Mi se pare că 8 ani, dacă nu mă înșel, a stat în temniță, închis, până a încetat din viața. Shahan. O altă chestie interesantă este dată de faptul că mausoleul îi schimbă culoarea pe parcursul zilei, astfel că dimineață, dacă ar fi fost un răsărit decent și nu semiceața asta, ar fi avut o tentă de culoare roz, undeva spre miezul zilei ar fi fost alb, sau spre seară de fapt, și noaptea, în lumina lunii, ar fi trebuit să fie aurie. Așa că încerc să vă pun poze aici, cu toate cele trei culori. Probabil pozele sunt puțin editate, dar acum am înțeles, fiind așa aproape, cred că am înțeles de fapt de ce pare care avea trei culori. Și hai să vă zic ideea mea. Nu știu, dacă vă uitați așa un pic, pare că are tot felul de nuanțe de
auriu, cu alb și cu roz, pătat pe aici, pe acolo. Semi-îngălbenit, așa. Cred că așa ar trebui să fie culoarea și probabil în funcție de fazele soarelui și de cum cade lumina pe marmură, poți să vezi sau poate să-ți dea senzația asta de schimbare de culoare. Bine, cred că se vede de la depărtare chestia asta și dacă e luminat afară. Și tot ansamblul ăsta pe care îl vedeți aici, inclusiv mausoleul și tot ce ține de ansamblul ăsta de aici, m-am repetat de 3 ori cu ansamblul de ok, este simetric, mai puțin un singur detaliu, și anume mormintele dinăuntrul mausoleului, care sunt ale Shah Jastan și are soție Mumtaz Mahal. Ei sunt îngropați în cripte, nu în mormintele care sunt în mausoleu, în criptele de sub, care au fost făcute de împărat, dar au pus și două morminte la exterior și conform tradiției locale, mormântul bărbatului trebuie să fie mai mare sau, da, mai mare și diferit față de cel al femeii, dar în special mai mare, cam asta cred că e termenul, neapărat dacă diferit. Probabil dacă nu s-ar fi ținut cont de acest aspect și ar fi păstrat simetria perfectă. Dar chiar și așa, oamenii mă fascinează încă și mă plimb de vreo oră pe aici. Bun, și în încheiere vreau să vă transmit părerea mea, să zicem, și sfatul meu în cazul în care aveți pe listă să vizitați Taj Mahal. La mine nu era neapărat pe listă, sau mă rog, era pe listă, dar mai îndepărtată, și la cum a decurs călătoria mea prin India în perioada asta, am vrut să-l amân pentru că nu mai aveam energie, dar nu știam când mai ajung și am zis că dacă tot sunt aproape, trebuie să o fac. Sfatul meu pentru voi e să faceți la fel, să veniți cât mai curând să vizitați frumusețea asta, pentru că, după cum vă spuneam mai devreme, construcția e la baza râului și are nevoie constantă de umezeală. Și datorită schimbărilor climatice, vara, râul ăsta pe care îl vedeți acum, seacă. Și dacă seacă, structura, fiind concepută să aibă nevoie de umezeală, afectează în timp structura. Așa că nu știm cât timp va mai fi asta. Probabil e greu de estimat și de experți, dar totuși, dacă aveți pe listă și vreți neapărat să o faceți, veniți cât mai curând. Eu chiar vă recomand să veniți. Mi-a plăcut mult de tot și aveți în vedere faptul că Agra, deci eu am fost în Kolkata, în Varanasi și acum sunt în Agra, pe lângă unele zone din Kolkata, e cel mai mizer loc prin care am trecut viața asta, incluzând toate ghenele de gunoi și gropile de gunoi pe unde am mai trecut, inclusiv cu trenul. Deci așa ceva eu n-am văzut în viața mea, este incredibil, mirosuri incredibile și da, nu știu. Dar eu zic că toată treaba asta și sentimentul pe care îl ai când stai în fața unei astfel de, nu știu, e wow. Așa că părerea mea e că merită, dar acum și asta e subiectivă. Poate pentru unii merită, poate pentru unii nu merită. Pentru unii e ca călători și ca genul de persoană care deja s-a obișnuit să treacă repede și să se adapteze repede. Aici nu are să mă adaptez, cred, un cuvânt. Dar m-am încercat să trec repede de peste și să încerc să înțeleg că n-ai o cultură diferită și așa sunt ei. A meritat. Și chiar cred că și pentru voi o să merite. Nu cred că o să vină cineva aici și o să zic că bără, cred că am venit. Acum, desigur, sunt multe contexte. Nu știu dacă merită să luați un bilet special pentru asta. Trebuie să mai puneți 2-3 chestii pe listă. Și al doilea din India pe care chiar vă recomand după Taj Mahal ar fi Varanasi, pe care l-ați văzut și în vlogurile trecute. Un loc cu o energie aparte. Într-adevăr, tot așa, cumva specific Indiei, totuși greu de înțeles și digerat. Dar, bă, ceva diferit, ceva ce nu vezi peste tot și ceva ce și indienii spun că nu văd peste tot, fiind aici.
Deci cu atât mai mult cred că va fi greu de văzut în altă parte. Hai că v-am spus de toate, v-am povestit. Poate v-am făcut curioși să veniți să vedeți chestia asta, deși ați văzut-o acum deja. Poftim. Cu plăcere. Mă duc să mă culc o oră, două, că am dormit doar 2 ore. Sunt puțin extenuat după zile astea și după mersul cu trenurile pe care le-ați văzut, pentru că nu poți să dormi, poți să te odihnești, e un alt mediu la care e greu să te adaptezi, mai ales sunt puține zile. Scuzați că sunt camera, dar nu am trepiedul care s-a obișnuit și trebuie să țin mult mai sus camera, e numai așa extensibil cum era ăla și e mai complicat un pic. Trebuie să mă să dorm un pic și următoarea regiune în care mergem este Rajasthan, de care sunt foarte încântat. Am reușit să strâng de undeva niște energie să mergem să vedem și asta. Mai am câteva lucruri pe listă în India înainte să plec de aici. Am filmat, zic eu, destul de mult și m-a consumat destul de mult țara asta și o țară grea și nu e pentru toată lumea. Și... dați și voi un like, un subscribe, un comentariu. Chiar mă ajută super mult. Uitați câte berze sunt aici. Berze? Sunt berze astea? Spre obosit. Berze, păsări, fenix, nici mai contează. Tot ce contează este să mă odihnesc cu o oră, două și să fiu gata să plec la drum iar. Să avem niște energie, să aducem ceva informații proaspete și frumoase și pentru voi să mai descoperim din India asta, care e grea rău de tot. Mai grea ca Baku. Baku n-a fost greu. Mai grea ca Poli. Poli a fost destul de grea. Așa că nu știu dacă închei videoclipul ăsta aici. Dacă îl închei, vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici. Sper că v-a plăcut videoclipul și sper să ne... să vă mai uitați la mine în continuare. Mulțumesc că mă susțineți și... eu am fost Marcu, ne vedem în vlogul următor.